Băi, ce bine că mi-ai amintit, mă. La Pantele, mă, trebuie să mă duc să-i repar gardul, mă. Bine că mi le-ai adus, să le dai mai târziu, da? Stai așa, că nu e așa. Adică e lucrare fără mine? Da, mă, că singur n-am ce face acolo o oră, mă. Băi, dă-i-se, băi-se, nu prea-mi convine. Îți convine, nu-ți convine? Asta e o lucrare la care mă bag singur, mă. Dar ia-l, mă, și pe Celentano, mă, că e băiat bun. Bă, taci din gura aia, nu mai deschide tu gura, că faci curent și nu se mai fierbe fasolea aia ca lumea după aia. Dar de ce să tac, mă, din gură? Taci, mă, din gură. Dar de ce să tac din gură, mă? Ce fel de prieteni sunteți voi dacă nu-l iei și pe la lucrare cu tine? Că și el te-a luat pe tine de atâtea ori. Nu e așa, Celentano, că și tu l-ai luat pe el de multe ori? Ce da, l-am învățat, i-am dat bani la fiecare lucrare. Jumate, i-am, băi, ți-am clădit un viitor care s-a transformat în prezent, recte, meseria în mână, care o ai. Și tu acum ce faci? Mă scoți din cărți? E frumos? Mă, tu n-auzi că nu e lucrare de 2 inși aici, mă duc într-o oră, n-am ce face. Stai și tu aici și bei o țuică până faci asta ciorba și când vin mâncăm și noi împreună. În sfârșit, o propunere care nu pot ca să o refuz. Bun! Așa. Unde e? N-auzi că la lui Pantele? Da, mă, cu tău lucrare, nu te vorbeam. Deja, țuica unde e? Auzi? Unde e sticla aia de țuică de-aseară? Că parcă mai rămăsese jumătate. Păi jumătatea aia pe care zici tu că mai e, nu mai e de-aseară. Că ai băut-o tu când ai venit, că ai zis că te doare capul și că medicament mai bun ca ea nu există. Așa am zis? Păi ce, mint eu? Păi și ce, n-am avut dreptate că chiar nu mă mai doare capul deloc. Și zi, alta nu mai e? Păi alta doar dacă ai mai pus tu în altă parte, dar aia pe care o cauți tu e în magazie. Du-te să te uzi, că e sticla goală. Da, măleu. Na, bă, Celentano, că m-a la gura pe dinainte, ți-am zis de țuică, dar nu mai e țuică. Atunci, fericele, ce să mai zic, că, uite, nu e cum să sui, ai, n-ai țuica, nu îți mai dau scule. Nu mai ți le dau, pentru că nu ți mai... Bă, să te văd eu ce faci tu fără scule la lucrare. Cu ei o să bați, că le bați cu capul. Ai capul tare, tu între urechi ai un bolovan. Dar să văd eu la scânduri cum le tai. Ce o să faci? O să bagi dinții în ele, domnule Castor? Ce râzi, fă, ca proastă aici? Ia mai zi tu acum de Celentano că e băia bun. Ia uite-te și tu ce băia bun e, că nu vrea să-mi dea sculele. Bă, da, mă, e bun și are și dreptate. Bă, voi v-ați vorbit? Ce aveți, mă, de sunteți voi? Cum vă nimeriți voi într-o joie, mă? Cu ce are fă dreptate? Păi are dreptate cu tot ce zice. Zici-ne și nouă, atunci de ce nu-l bagi pe el la lucrare? Că mai rău mă încurcă, mă, de-aia și ce repar eu, cum nu sunt puțin atent și mă uit într-o parte, pac, el strică. Poftim! Bă, da, chiar așa ne-am uitat, gradele. Tu ai uitat cu cine ne vorbești? Gata, mă, dacă mă apuc de băi, meștere, atunci... gata, taci, că știu toate teoriile. Gata, mă, te iau cu mine, dar stai acolo într-un col și nu faci nimic, da? Nu te bagi. Perfect. Așa. Mă duc să pun ceva cu mine. Eu am plecat înainte, îi spui că la șer l-a lucrat. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.